Probabil că ați recunoscut această piesă, Sonata pentru pian în Do dies minor, opus 27, numărul 2, sau, cum a numit-o însăși autorul, Sonata quasi una fantasia. Noi însă o cunoaștem ca Sonata lunii. Bună ziua și bun venit la Istorii pe portativ, dedicat creațiilor muzicale ale marilor compozitori. Astăzi vom explora una dintre cele mai faimoase și fascinante piese muzicale din istoria muzicii clasice, Sonata lunii de Ludwig van Beethoven. Care este istoria ei și de ce se numește anume Sonata lunii, aflați în clipele ce urmează. Beethoven a fost un individ pasional și impulsiv. Cu o personalitate puternică și un temperament dificil, nu era frică să-i experimenteze și să aducă un suflu nou muzicii, chiar dacă era des criticat pentru asta. Era un perfecționist strict cu propria muncă și cu a altora, căci, așa cum afirma el, muzica este o stăpână puternică și trebuie să-ți dedici întreaga viață și devotamentul tău pentru a o cunoaște cu adevărat. Povestea acestei capodopere începe în anul 1801. Compozitorul avea 30 de ani și își dădea silința să-și câștige existența scriind muzică la comandă și oferind lecții de pian. Era sprijinit financiar de sponsori, iar cariera sa părea să meargă pe un făgaș ascendent. Cu toate acestea, adevărul era altul. Într-o scrisoare datată cu 16 noiembrie anul 1801, scrisă prietenului său din copilărie Franz Gerhard Wegeler, medic de profesie, el își expune tot calvarul prin care trece din cauza bolii sale și anume pierderea auzului. Bunul meu, Wegeler, vă mulțumesc pentru această dovadă a grijii dumneavoastră, mai ales că merit atât de puțin. Vrei să știi cum mă simt și dacă am nevoie de ceva? Deși nu sunt foarte bucuros să vorbesc despre asta, sunt mai dispus să o fac cu tine decât cu oricine altcineva. De câteva luni, Behring mi-a pus plasturi cu abcese pe ambele mâini. Este un tratament foarte neplăcut, care mă lasă în imposibilitatea de a-mi mișca brațele timp de o zi sau două, ca să nu mai vorbim de durere. Trebuie spus că zgomotul din urechi s-a mai domolit puțin. Nu mai este la fel de rău ca înainte, mai ales în urechea stângă, de unde a început surzenia mea. Dar auzul meu nu s-a îmbunătățit deloc până în ziua de azi. Mă tem că s-ar fi putut înrăutăți. Cu toate acestea, Beethoven nu se lăsa doborât. Era motivat de dragoste, îndrăgostindu-se de eleva sa, contesa Giulietta Guicciardi, o tânără aristocrată italiană. Fără să-i ceară bani pentru lecțiile de muzică, Beethoven îi dădea sfaturi și împărtășea din cunoștințele sale. În semn de recunoștință, fata îi broda cămași. Se părea că îi aștepta fericirea, căci sentimentele lor erau reciproce. În aceeași scrisoare adresată prietenului său, el descrie aceste sentimente. Schimbarea care mi s-a întâmplat a fost provocată de o fată dulce și frumoasă. Ea mă iubește și eu o iubesc. Acum, după 2 ani, pentru prima dată în viața mea, simt că mariajul îmi poate aduce fericire. Beethoven simțea cum fericirea îi umplea inima și își făcea planuri pentru un viitor alături de iubita sa. Cu toate acestea, visul său s-a prăbușit într-o clipită, când tânăra aristocrată s-a îndrăgostit de rivalul său, contele Wenzel Gallenberg. Întâmplarea a făcut ca acest rival să fie un compozitor mediocru, iar acest lucru a adăugat durere la trădarea pe care a simțit-o Beethoven. Pentru compozitor, această trădare era cu atât mai dureroasă cu cât el însuși era un geniu muzical. În vremea aceea, războaiele napoleoniene făceau ravagii în întreaga Europa.
iar Viena, orașul în care locuia Beethoven, a fost ocupată ba de forțele franceze, ba de cele rusești. În plus, dificultățile financiare îi făceau viața și mai grea, deoarece patronii săi bogați începuseră să își retragă sprijinul. Beethoven a fost nevoit să-și ia pianul cu el și să îl transporte cu un car cu boi timp de mai multe zile pentru a ajunge la noua sa locuință. Toate aceste greutăți l-au influențat profund. În ciuda tuturor problemelor sale, Beethoven s-a așezat la pian și și-a lăsat emoțiile să curgă prin muzică. Din primele note ale lucrării se simte întreaga sa durere și disperare. În prima parte a lucrării, Adagio Sostenuto, se simte o durere profundă, o suferință interioară pe care numai un muzician genial ca Beethoven ar fi putut-o transforma într-o experiență sonoră emoționantă. Prietenul său, Carl Czerny, a descris această parte ca fiind o scenă nocturnă în care o voce fantomatică și jalnică răsună din depărtare. Cu toate acestea, Beethoven a creat o armonie perfectă, iar fiecare notă pare să transmită o emoție intensă. În cea de-a doua parte a lucrării, Allegretto, se simte o schimbare, o liniște care îmbrățișează ascultătorul. Franz Liszt, un alt mare compozitor și pianist, a descris această parte ca fiind o floare între două abisuri. Beethoven pare să transmită o dorință puternică de a lupta pentru dragostea sa neîmpărtășită prin această parte calmă și liniștită. În cea de-a treia parte, presto agitato, se simte o intensitate crescută și o energie puternică. Romain Rolland, un scriitor francez, a descris această parte ca fiind un adagio neașteptat. Și piano, liniște. Omul dus la extremă tace. Respirația i s-a întrerupt. Iar când o clipă mai târziu respirația revine și omul se ridică, eforturile zadarnice, suspinele, dezlănțuirile iau sfârșit. Totul este spus. Sufletul este golit. În ultimele măsuri, rămâne doar o forță maestuoasă, supunând, îmblânzind, preluând fluxul. Această parte pare să transmită o luptă interioară, o tensiune care crește treptat și care își găsește finalul într-un mod puternic și energic. Deși această lucrare este clasificată ca fiind o sonată, Beethoven a evitat forma tradițională a sonatei și a optat pentru o structură mai improvizatorică și mai fluidă. Această abordare inovatoare a fost de multe ori criticată, dar a făcut ca această lucrare să fie o experiență sonoră unică și de neuitat. De aceea, compozitorul a numit-o Sonata quasi una fantasia. În română ar fi Sonata aproape ca o fantezie, ceea ce reflectă natura liberă și improvizatorică a lucrării. Conform legendei, surzenia lui Beethoven era atât de cumplită încât el trebuia să-și pună capul pe pian pentru a simți vibrațiile notelor. Acest fapt nu l-a împiedicat să creeze una dintre cele mai frumoase și impresionante opere muzicale din toate timpurile.
Beethoven i-a prezentat această operă compozitorului austriac Johann Hummel, spunându-i că în această sonată a pus atât de multă pasiune și atât de mult suflet încât nimeni nu va înțelege asta. El a cerut lui Hummel să interpreteze această piesă la un concert, dar acesta a refuzat, susținând că este prea dificilă pentru a fi interpretată în public. Beethoven a fost extrem de dezamăgit de această respingere. În martie anul 1802, această capodoperă a fost publicată la Bonn, cu o dedicație pentru Giulietta. Premiera oficială a avut loc în același an, interpretată de elevul lui Beethoven, pianistul Franz Rovantini. Compozitorul a primit o sumă modestă de bani pentru premiera piesei, aproximativ 50 de florini de argint, echivalentul a aproximativ 200 dolari americani în zilele noastre. La început, sonata numărul 14 nu a fost bine primită de critici, care au considerat-o prea neconvențională. Cu toate acestea, publicul a primit-o cu entuziasm și admirație. Melodia principală te poartă imediat în interiorul tău și îți revelează toate trăirile tale nostalgice. În foarte scurt timp, această lucrare a devenit foarte solicitată și a câștigat popularitate în întreaga lume. În ciuda succesului său, Beethoven a fost uimit de aprecierea publicului pentru sonata numărul 14. Acest lucru l-a făcut să-și exprime dezamăgirea că celelalte sale lucrări nu au fost la fel de apreciate. Într-una din scrisorile sale, el a scris: "Toată lumea vorbește despre sonata în do diez minor. Bineînțeles, eu am scris lucrări și mai bune decât asta. De ce ei nu le apreciază pe ele?" În acel moment, piesa încă nu își câștigase prenumele de sonata clar de lună. Această denumire a apărut 5 ani mai târziu, după moartea lui Beethoven. În anul 1832, criticul muzical german Ludwig Rellstaff, plimbându-se pe malul acestui lac din orașul elvețian Lucerna, a descris sonata ca fiind asemănătoare cu lumina pâlpâitoare a lunii pe suprafața lacului Vierwaldstätter See. Pentru mulți alți critici, tema de la începutul piesei nu a fost ceea ce a descris Rellstab. După părerea lor, ea avea o atmosferă tristă, cu inima frântă și nu era romantică. Cu toate acestea, în ciuda opiniilor lor opuse, descrierea lui Rellstab a ieșit în evidență și a supraviețuit până în zilele noastre. Sonata Lunii, o piesă care a inspirat mulți compozitori și interpreți, precum și un număr innumerabil de ascultători care găsesc în ea o profundă emoție și o conexiune unică cu sufletul lor. Franz Liszt a realizat o transcripție pentru pian a întregei sonate și a descris-o ca fiind un șuvoi nesfârșit de lumini și umbre, o lume de viziuni și de gânduri. Johannes Brahms a spus că Sonata Lunii este o poezie a durității și a comparat-o cu o catedrală gotică cu ferestrele sale înalte, vitraliile și decorațiunile sculptate. Piotr Ilich Tchaikovsky a considerat că Sonata Lunii este una dintre cele mai frumoase creații ale lui Beethoven și a spus că a simțit că un înger îi vorbește. Hector Berlioz a descris Sonata Lunii ca fiind o operă lirică într-un singur act. Richard Wagner a afirmat că Sonata Lunii este cea mai mare simfonie a tuturor timpurilor. Nu în zadar, în anul 1970, cosmonautul sovietic Andrian Nikolaev a luat cu el într-o misiune spațială o înregistrare a Sonatei Lunii, aceasta fiind prima piesă muzicală care a fost cântată în spațiu. Potrivit rapoartelor, Nikolaev a ascultat înregistrarea în timp ce se afla pe orbită în jurul Pământului.
iar în anul 1977 a fost inclusă în Voyager Golden Record, un dispozitiv trimis în spațiu cu misiunea de a prezenta cultura și arta Pământului altor civilizații inteligente. Astfel, putem declara cu certitudine că Sonata Lunii este o capodoperă de nivel nu doar mondial, ci și galactic. Este remarcabil cum un artist poate transforma suferința personală în artă frumoasă și de impact, care să rămână în sufletele oamenilor de-a lungul timpului. Aceasta a fost scurta noastră călătorie prin istoria și semnificația Sonatei Lunii a lui Beethoven. Vă invit să scrieți în comentarii ce alte curiozități cunoașteți despre această capodoperă, astfel vom afla mai multe detalii și ne vom lărgi spectrul cunoștințelor. Abonați-vă la canalul meu, susțineți cu un like și activați clopoțelul pentru a urmări și a afla mai multe despre capodoperele muzicale ale marilor compozitori. Pe curând!